Un caz de cruzime asupra animalelor este anchetat de către polițiștii mehedințeni. O șoferiță din Drobeta Turnu Severin a trecut aparent intenționat, fără să frâneze, peste un cățel care stătea în mijlocul drumului. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Polițiștii mehedințeni au deschis dosar penal unei șoferițe după ce pe rețelele de socializare a fost publicată o filmare în care aceasta trecea cu mașina peste un câine care se odihnea pe mijlocul carosabilului. Polițiștii pentru protecția animalelor s-au sesizat din oficiu, au identificat conducătorul auto, fiind vorba de o femeie de 40 de ani în municipiul Drobeta Turnu Severin, și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rănirea sau schingiuirea animalelor. Șoferița fără suflet a călcat în plin acest câine fără să frâneze. Pe imagini se poate observa cum persoana aflată la volanul mașinii trece cu roțile peste patruped fără să-l avertizeze și fără să încerce să evite. Din fericire, cățelul a supraviețuit.